România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. De astăzi toată lumea merge la școală, fizic, aproape toată lumea, sper eu, din localitățile cu o rată de infectare sub 1. Este adevărat, într-o școală în care majoritatea e nevaccinată, în care nu se fac teste, dar, mă rog, merge mai departe. Nu acesta este, Musai, subiectul nostru de astăzi, ci pentru a vorbi despre noi și a mai căuta așa un sfat ca societate. Știți cum se spune? Că e nevoie de un sat ca să crești un copil. E, noi suntem satul ăsta și încercăm să creștem mai mulți copii. Cred că atunci când vorbim și ne ascultăm, suntem ceva mai puternici. Aș vrea să știu astăzi cum a evoluat relația cu copiii voștri în pandemie. Ce v-a fost vouă greu, ce le-a fost lor greu în absența asta nesfârșită. Atunci când ei au trăit cea mai mare traumă din istoria unei generații, mersul firesc al lucrurilor s-a oprit și cred că dintre noi, ei au fost cei mai afectați. Eu sunt realmente speriat de orele pe care copilul meu, de exemplu, poate să le petreacă pe calculator. Așadar, avea 6 ore la școală, apoi diverse cluburi, ore suplimentare la care se înscrisese și se mai adunau 2-3 ore de calculator în fiecare zi. Temele se fac tot online, nu? Astăzi așa au fost date temele online și joaca, socializarea, relațiilor sunt tot online. Cum să-l opresc să stea seara pe calculator dacă acolo el se întâlnește cu prietenii lui, nu? Dacă relația sa socială este virtuală. Rezultatul, nu știu, îl bănuiesc, un fel de singurătate, oboseală prematură, irascibilitate. Săptămâna asta am vorbit cu Paul Olteanu, specialistul în neuroștiință, la interviul de 10. Vă recomand acest interviu. El îmi spune la un moment dat în felul acesta, că cel mai important lucru pentru noi, ca ființă, fericirea, cum ar veni, ce termen mare, este dată în mare măsură de un singur indicator. Și ce vă spun eu aici este rezultatul unui studiu pe care Universitatea Harvard îl face de 70 de ani încoace pe mii și mii de subiecți. Și nu, să nu vă gândiți greșit, nu este vorba de sănătate. Bunăstarea noastră fizică și mentală este dictată în cea mai mare măsură de calitatea relațiilor cu cei din jur, adică de socializare. De asta pandemia a lovit drept în ceea ce putem numi fericirea noastră. Acum, gândiți-vă la copiii noștri care tocmai depindeau secretul acestei fericiri, iar pentru ei socializarea este în mai mare măsură momentul cel mai important. Este posibil ca întregi generații să fi suferit o traumă. Orele online mixte, micile întâlniri au mai atenuat din povestea asta, dar cu siguranță au lăsat urme. Iar urmele acestea le caut eu astăzi alături de voi. Să vă dau un exemplu de situație sub anonimat, întâlnit într-un grup virtual, se numește La primul adolescent, este înființat și păstorit de Atena Boca, a cărei muncă pe Facebook o admir nemaipomenit. Și aici este un mesaj în grupul ăsta, iată ce spune o mamă care caută un sfat. Zice așa: sunt mama a două fete, dintre care una este adolescentă. Problemele au început cam de un an și jumătate, și până acum le-am pus pe seama vârstei și a situației în care ne aflăm. A început să fie dezorganizată, foarte dezorganizată. Niciodată nu a fost genul de copil ordonat, dar acum camera este un dezastru. Haine și tot felul de lucruri curate și murdare aruncate peste tot, cărți, caiete pe jos pe unde apucă, farfurii, murdare, ambalaje, praf, nu mai zic. Legat de școală, au scăzut notele la anumite materii, iar la celelalte a luat note mari, copiind, căci am prins-o. Pe caiete scrie haotic, lăsând pagini libere și scriind la aceeași materie pe diverse caiete, motivând că nu și-a găsit caietul. Nu este un copil pe care nu-l duce capul și asta mă doare pentru că ar putea să facă mai multe pentru ea și pentru viitorul ei, dar nu dorește. Îmi spune că e treaba ei și face ce vrea. Acasă nu ne mai înțelegem deloc. Are perioade când e ok și perioade în care e altcineva, în care mă jignește, mai nou m-a lovit și îmi spune că mă urăște și sunt un nimeni, că vrea să dispar. Am încheiat citatul aici. Complicate vremuri.
cei cu copii mai mici se plâng de singurătate și de dor. În familiile cu frați aflați în situații diferite este la fel de complicat. Inegalitatea de mers la școală a complicat relația dintre copii și părinți. În mod clar, relațiile firești cu toate problemele dintre noi au fost afectate. Iar astăzi vreau să aud cum v-ați descurcat, ce soluții ați găsit și cum sunt copiii voștri, acum că toată lumea este la școală. Căci sunt exemple grele, așa cum am dat eu, dar sunt sigur că sunt și exemple pozitive, frumoase, în care v-ați descurcat. O să vă dau numerele de telefon, după care vă adresez și întrebările. 0372 069599. Îl repet să vă puteți înscrie prima dată și cei care vă faceți curaj, da? Știu că e mai greu ce vă cer astăzi, dar un sfat o să ne prindă bine tuturor. 0372 069599. Ce s-a schimbat la copilul vostru în ultimul an, în absența școlii fizice? Ce v-a fost cel mai greu ca părinți în relația cu ei? Cum ați reușit să vă înțelegeți cu ei? Ce le-a fost lor cel mai greu? Și ce sfat dați părinților care trec prin momente complicate? 0372 069599. Nu vă ascund că vă aștept și pe voi, profesorii, care știți mai bine cum să gestionați lucrurile astea și poate și pe oamenii care chiar lucrează în domeniul acesta. E timpul să ne ajutăm, oameni buni, părinți și oameni care cu experiență de viață care ați crescut copii. 0372069599, am vorbit eu mai mult, dar era cazul să vă expun astăzi toată situația asta complicată. Acum e rândul vostru și vă ascult cu mare atenție. România în direct începe cu Roxana. Bun găsit, Cătălin. Salutare. Ascultam ce mesajul pe care îl citeai tu și într-un fel mă bucuram că n-am ajuns în punctul ăsta. Noi avem o situație cu schimbări mult mai complexe, în sensul că băiețelul nostru a schimbat școala cu o lună înainte să înceapă pandemia. Deci a schimbat învățătoare, a schimbat colegi, total. Acum suntem în clasa a treia, deci practic el și-a cunoscut colegii de la noua școală foarte puțin, până când am intrat în școala online. După aceea am schimbat între clasa a doua și clasa a treia, am schimbat învățătoarea. Așa cum discutam și data trecută când venise vorba despre vacanța de o lună, am intrat eu în direct și am vorbit cu tine, au fost foarte multe, foarte multe cotituri pentru toți copiii și mai ales pentru el. Urmele care s-au văzut sunt și datorate vârstei, probabil, și datorate, în mod special, schimbărilor. Irascibilitatea care probabil se găsește la 99% dintre copiii din ziua de astăzi este prezentă, fiindcă mare parte existența lui se rezumă la o realitate virtuală. Este foarte greu să ne regrupăm și să ne întoarcem la cea care reală. Care e lucrul care te-a durut cel mai tare? Este un copil care, de felul, este foarte atent la sentimentele celor din jur. Ar da orice să te vadă mulțumit și să vadă că ești mândru de el și că te bucuri de el. În schimb, în momentul în care atât școala online cât și activitățile distractive online, pentru că nu așa, așa cum spuneai și tu, asta este realitatea, în momentul în care îl prind efectiv în vâltoare, devine alt copil. Irascibil, ridică tonul foarte ușor, spune lucruri pe care efectiv nu le simte, dar și nu le realizează. Nu de gravitatea celor pe care le descrieai tu din mesajul acela anonim, dar
te întristează oricum. Realizezi că nu sunt cuvintele lui, realizezi că de fapt ascund alte frustrări, dar dor și te îngrijorează, pentru că nu știi exact de unde să începi, ce trebuie să faci tu ca părinte și unde ai greșit. Asta e de fapt un lucru esențial. Nimeni nu ne învață pe noi. Avem și o vorbă mai cu râsete așa, care spune, domnule, copiii nu vin cu manual de instrucțiuni, dar știi care e adevărul? Că societatea a învățat foarte mult. Și poate ar fi timpul ca cineva pe la școală sau într-un cadru organizat sau de altă natură să ne mai și învețe, să ne mai spună din când în când, uite prin ce probleme trec copiii voștri. Eu îți citesc aici un mesaj de la Asociația Telefonul Copilului, care zice așa, că în timpul pandemiei copiii au experimentat stări de panică, de anxietate, de depresie, de tristețe, gânduri suicidare unii dintre ei. Copiii au avut nevoie de resurse, de persoane de sprijin în această perioadă. Însă în multe dintre situații am înțeles tot din partea lor că nici adulții din jurul lor nu au știut cum să gestioneze corect trăirile emoționale cu care s-au confruntat. Această emisiune o fac tocmai pentru a vă arăta că nu, sau a ne arăta tuturor că nu suntem singuri, Roxana, adică cu toții ne confruntăm cu chestiunea asta. Așa este. Dar în ceea ce privește manualul acela de instrucțiuni, din păcate, orice variantă ni s-ar propune nu este universal valabilă. În mod evident. De aici, fiecare dintre noi trebuie să săpăm adânc, adânc și în noi, și în copiii noștri. Și cred că noi e cel mai dificil să supăm. Da, asta e foarte complicat. Mulțumesc pentru mesajul tău și că ți-ai făcut curaj să suni. Ea e Roxana, mama unui băiat de clasa a treia. Sunt sigur că ne e greu fiecăruia sau că le-a fost greu multora dintre noi. De asta vă invit să vă faceți curaj să vorbiți 0372069599. M-am uitat și pe Facebook, unde este această emisiune. Sigur că Facebook-ul este o altă lume care depersonalizează. Nu trebuie să luați în seamă toate mesajele de acolo. Adică este foarte ușor să ne rănim între noi. Iar aceasta este o situație extrem de complicată pe care am ridicat-o astăzi, în care avem nevoie să ne întindem o mână. Mihaela, salutare! Bine ai venit la România în direct! Ce ți-a fost cel mai greu? Bună ziua! Pentru mine, cel mai greu a fost să mă echilibrez eu. Deci am luat perioada aceea de stare de urgență foarte, foarte greu. Așa a fost pentru prima dată când nu știam cum să ne comportăm. Trebuie să stăm în casă non-stop. Ne-am trezit dintr-o dată, sunt mama la doi copii. Acum sunt a 8-a și a 12-a, plus presiunea examenelor care... Ce greu e pentru voi, da. Da. Și am stat așa și ne-am gândit, ok, e o situație nouă, e și școala online, eu am zis, e mai bine cu școala online decât nimic. Eu așa am gândit-o. Uh-huh. Chiar dacă nu se aude bine sau nu știu, nu este semnal bun sau... Tot ce am încercat, cât am putut, în primul rând, mie mi-a fost cel mai greu. Eu așa am văzut. Copiii s-au adaptat mai ușor. Ce interesant, da. Așa, ca să fiu sinceră, ei au luat lucrurile mai ușor și după, în starea de urgență, ce ne-a salvat puțin a fost că am cumpărat un cățel. Am mai auzit pe cineva, mai știu o familie de prieteni care mi-a spus același lucru, cățelul nostru ne-a salvat, mai ales în perioada în care a trebuit să stăm în casă. Da, deci atunci am stat toți în casă și eram speriat și nu știam cât va dura și... când, dacă ne vom îmbolnăvi și cum va fi, și fetița mea, care este extrovertită, nu o să-i dau numele ca să nu se supere, ea a spus, mama, de când sunt mică mi-am dorit un cățeluș, și vedeam pe zi ce trece, că ea fiind extrovertită, ea suferă datorită faptului că nu mai are contactul social cu colegii. Și atunci am zis, într-o zi, într-o seară am zis, gata, caută-ți cățeluș, că mergem și cumpărăm. Am zis, asta e o soluție, pe moment, nu, am luat așa, că vedeam că nu e bine. Și ce vreau să vă spun este, din ce am observat la copii, ei au luat perioada mai ușor decât mine, eu am interiorizat grijile și faptul că sunt în clase terminale și că au examene la final, și-au găsit metode mai bune de adaptare decât mine și au luat foarte diferit lucrurile. Băiatul pe fire introvertită, parcă după ce s-a terminat starea de urgență, a început să-i placă.
Ha, ce chestie. Să... Și ce s-a întâmplat mai departe? Adică să-i placă? În ce sens? Că nu trebuie să se trezească dimineața, că orarul e... deci poți să te scoli cu 10 minute înainte de a intra la oră. Pe când fiicei mele, ea a vrut mai mult să fie cu contact fizic. Deci cred că depinde foarte mult și la copii de firea pe care o are și foarte mult de ce le-am transmis noi. Eu tot asta încercam atunci când eram chiar la început, să-mi găsesc mesajul cel mai bun. Ok, trăim o perioadă foarte grea, dar să fie un mesaj, nu știu, cu o speranță pentru mai încolo. Adică, ok, au mai fost perioade grele, nu pentru noi, nu pentru generațiile noastre așa de grele, deci să stai închis în casă. Și am încercat să ne găsim activități la comun. Remi, să jucăm, să ne plimbăm cu cățelul toți, dacă putem, și putem, că n-aveam altceva de făcut, numai că n-aveam voie numai câte trei. Deci am încercat să intensificăm relațiile astea din familie. Nu zic că nu au fost și probleme și, apropo de ce zicea doamna cu camera, de multe ori și eu, intrând în cameră, nu o găsesc așa cum aș vrea și n-am să spun la care copil ca să nu fac discriminare. Așa. Dar cred că astea sunt lucruri minore, adică cel mai important este cât de cât să stăm pe o linie de plutire. Cred că asta este cel mai Doamne important. Ajută. Mulțumesc pentru mesajul tău. Stau să mă gândesc acum, deci ideea asta cu cățelul, să știți că funcționează foarte bine. Uite ce povestește Cătălin Măruță. La un moment dat, spune el, Eva nu mai voia să meargă la grădiniță. David, când a văzut că Eva nu mai vrea să meargă la grădiniță, de ce să mai meargă și el la școală? Și începuse un haos de ăsta, de nu mai puteam să-l gestionăm. Fără să-mi dau seama, am zis, hai să facem o seară a problemelor, spune Cătălin Măruță. Ne-am așezat toți patru și am spus să zică fiecare ce problemă are. Eva, tu ce problemă ai? De ce nu mai vrei să mergi la grădiniță? A început ea să spună ce probleme are cu un coleg care nu știu ce i-a zis. Nu de bullying, era ceva între ei acolo, cred că o plăcea. Am început să spunem că și noi avem probleme adulții și am întrebat ce soluții găsesc ei la problemele mele. Asta ca să vedeți că și viața vedetelor tot o viață obișnuită este. Iar eu astăzi v-am chemat la România în direct să ne dăm sfaturi și să constatăm lucruri care s-au schimbat cu copiii noștri și cu noi în perioada asta de un an în care n-au mers la școală. Știu că nu merg toți copiii la școală în momentul acesta, că mai sunt orașe în care rata este peste 1, dar majoritatea copiilor sunt astăzi la școală. Roxana, o altă Roxana, tu ce ai constatat? Salutare! Bună ziua! Sunt mama unei fetițe, elevă în clasa 1. Exact cum au spus și doamnele din discuțiile purtate anterior cu tine, copiii s-au adaptat foarte bine la situație, adică noi am știut să luăm greu asupra noastră, ne-am stresat, nopți nedormite, schimburi de tură, tot să fii bine cu copilul la școală online, să simtă că ești lângă el. Toată lumea, cred că înainte ieșea la un restaurant, am încercat să fac și farfuriile, să arăte ca la restaurant, adică să nu simtă. Însă în momentul în care cățelul, deci cam tot ce s-a discutat și tot să facă să fie bine, să simți că e totul perfect, deși afară este haos, să zic. Însă în momentul în care au revenit la școală, efectiv, am constatat că are frica contactului fizic cu doamna. Dacă greșește, dă o testare, o evaluare. E un copil bun. Adică nu pot să spun că este de FB pe linie, felicitări. Dar e un copil bun, care muncește, care trage, care înțelege. Nu a înțeles ceva, vine, întreabă. Mami, aici de ce e așa? Aici cum este? Adică vrea explicații. În momentul în care este la școală, se pierde, se timorează, caută explicații la colegul din dreapta, din stânga, doamna s-a sesizat că nu este în regulă, vine acasă, își ia fișa și o face perfect.
Însă la școală, teama că dacă ești la școală, nota o afectează, ce o să zică colegii, era mai bine pe online, că dacă greșeai ceva, poate altul făcea ceva în cameră și nu te auzea, are, chiar nu știu cum să o explic. Da, știu ce spui. Tuturor ne este frică de momentul în care suntem evaluați. Nu o să o fac eu pe psihologul, dar îți spun că am citit într-o revistă, cred că în școala 9, să nu fac vreo greșeală, așa se și scrie, școala 9, cifra 9.ro, da, despre o doamnă învățătoare care a spus așa, zice, eu le dau voie copiilor să dea lucrarea de control din nou și din nou, sau îi ascult din nou și din nou, până când reușesc să facă bine. Scopul meu nu este să le dau o anumită notă, ci să plece, da, cu o înțelegere de aici. Da, exact. Uite. Deci, din partea doamnei învățătoare, este o deschidere maximă. Și în momentul în care o ridică, mă rog, discută la școală, fiecare răspunde, vrea fiecare să răspundă din clasă. În momentul în care vine rândul ei să răspundă, se inhibă, se uită în ochii doamnei ca un cățeluș și nu spune nimic. Doamna trebuie să discute ce ai făcut ieri, unde ai fost, te-ai plimbat, să poată să o aducă să vorbească. Dacă ar intra pe online, imediat a spus despre pădurea amazoniană, orice întrebi, despre cultură generală, îți răspunde. Față în față s-a inhibat. Ce? Și asta se petrecea și înainte de pandemie? Nu. Aha. Doamna chiar spunea că era un copil care ridica mâna, răspundea și bine, nu era nicio problemă, dar și ea spunea, mami, am răspuns, am știut, n-am știut, și zic, a fost ok, chiar dacă nu ai știut, nu ți-a spus doamna ceva, sau nu, a spus că este în regulă. Cum te gândești tu, Roxana? Acum, dacă întreb, sunt depășită de situație, vorbesc cu ea, îi explic. Mai nou văd că are chestia asta, se ascunde să-mi spună nota și începe, mami, mă mai iubești? Și spun, mama, eu nu asociez nota cu iubirea, nu-și cer să fii cu febe acasă. Eu vreau atât, să fii fericită, să înțelegi ceea ce ți s-a explicat. Sunt zile în care spune că nu a înțeles un lucru, dar doamna a explicat din nou și a înțeles și a fost fericită. Se duce și cere explicații la doamna singură. Este jenă față de clasă să nu vadă cineva că nu știe. Și au mai fost situații în care s-a intrat pe online și pe online nu este nicio problemă. Toată ora îi turuie gura, știe tot, față în față se inhibă. În pauză se joacă cu copiii, povestesc, dar în timpul orei, efectiv, când e vorba de informație și a venit rândul ei, s-a inhibat. Colega mea, mulțumesc tare mult, Roxana, colega mea Alice Iacobescu va dedica o ediție specială emisiunii Piața Victoriei, Piața Victoriei, exact acestui subiect, în care va vorbi cu specialiști, cu oameni pregătiți, despre impactul major pe care această traumă socială l-a avut asupra minților noastre. Modul în care noi, ca adulți, dar mai ales copiii, au fost afectați de absența școlii, de absența relațiilor sociale și mai ales ce se poate face mai departe. Uite, o să o invit pe Roxana să asculte emisiunea asta și poate și mai important decât atât este faptul că ar trebui și în școlile din România există un corp de psihologi unde părinții pot apela. Nu e nicio rușine. Uite, ăsta e genul de impas pe care niciunul dintre noi nu știe să-l rezolve. Bâșbâim, dar el are rezolvări. Iar noi, ca societate, avem capacitatea să rezolvăm și chestiunea asta. O emisiune cu mămici astăzi. Oana, salutare! Bine ai venit la România în direct! Bine v-am găsit și mulțumesc mult pentru ocazie. Pandemia a adus pentru noi și lucruri bune și lucruri mai puțin bune. Din perspectiva fiului meu de 11 ani și jumătate, clasa a 5-a, lucrurile pozitive au fost la nivel de timp. Am câștigat foarte mult timp. Timp, într-adevăr, care a venit și cu zona mai puțin pozitivă, în ideea în care prea mult timp împreună, prea fiecare zi noi lucrând de acasă și stând în permanență, ne-am grupat toată familia în jurul lui, puțin prea mult timp împreună. Am simțit că mai avea nevoie și de spațiul lui, care dar înainte de pandemie. Bineînțeles. Numai că în momentul izbucnirii pandemiei și intrării în starea de urgență, principalul obiectiv al nostru era să ne asigurăm că el este într-o zonă de
siguranță și că simte că în ciuda lucrurilor pe care așa le mai prindea prin preajma televizorului sau ne mai auzea pe noi vorbind, el să se simte totuși în siguranță și să simte că chiar dacă este o perioadă dificilă, urmează să o depășim împreună. Înainte era un tip autonom, l-am lăsat de la 9 ani să mă apropiere de Hrăstrău, să plece singur cu prietenii prin parc, cu trotineta, cu skate-ul. Mă rog, acum a ajuns cumva ținut, așa ca și când ar fi avut o brățară la picior, ținut foarte aproape de casă, nu ieși pe stradă, ai grijă cu cine te vezi, păstrează distanța. Aici au fost lucrurile pe care le-am simțit că el îl macină și îl afectează foarte mult. Singur și-a impus asta sau organizarea asta de care spui e de la voi, părinții? Organizarea a venit și din și ca urmare a regulilor impuse de pandemie, a venit și din cauza unei protecții pe care am vrut noi să o asigurăm și să încercăm să fim cât se poate de responsabili, să nu ne expunem în niciun fel, având la momentul respectiv bunicii de o anumită vârstă, cu lipsa unei perspective de vaccinare, vorbim despre anul trecut, și atunci îi se părea nefiresc că alți prieteni de-ai lui, copiii altor cunoscuți, erau lăsați în continuare în starea de urgență să se întâlnească între ei, să facă diverse activități, că noi eram totuși limitați așa și nu depășeam zidurile curții noastre. Știu exact povestea asta, adică, da, e greu să explici unui copil de ce trebuie să meargă și să mai puțin și să respecte anumite reguli, exact, în timp ce alții nu le respectă sau sunt mai puțin atenți. Și dezbaterea asta pe care societatea a purtat-o s-a dus până în rândurile lor. Și aici va trebui să le dăm niște explicații, pentru că ei întreabă, dar toți prietenii mei se întâlnesc acasă la cutare. Și tu îi spui, crezi că este firesc să fie 8 sau 9 copii într-o casă, într-o perioadă de pandemie, nepurtând măști? Dar ce problemă poate să apară? Cred că cunoști această scenă și cred că foarte mulți dintre noi o cunosc. Și eu cred că în perioada asta, tu, Oana, și alții ca tine, care ați luat hotărâri și pentru copiii voștri, în mod evident, ați dat un exemplu. Așa se cresc generațiile mai departe. Alții însă au fost mai puțini păsători la chestiunea asta, dacă păsători e un termen. Au fost nepăsători, ca să spunem. Am spus, domnule, dacă 7 copii, ce o să se întâmple? Da, problema apare în momentul în care acesta este comportamentul majorității și tot timpul încercăm să-i explicăm, dacă toată lumea face un lucru greșit, acela nu devine corect. El tot lucru greșit rămâne, doar că este făcut de majoritate. Cam astea au fost lucrurile pozitive. La nivel de lucruri negative legate de școală, care pentru noi a fost o binecuvântare, pentru că ne-am simțit mai în siguranță și slavă Domnului, profesorii de la școala fiului meu s-au aliniat și au înțeles cu toții ce vremuri trăim și și-au făcut treaba ca la carte, nu am ce să le reproșez. Toate astea am observat că a început atenția lui la ore să cadă în intensitate, nu-și mai notată ce se lucrea la clasă, emoțional vorbind, lipsa orizontului de rezolvare a problemelor care au derivat din pandemie îl amărea foarte tare, îl întristau foarte tare. Dar când o să se termine? Dar eu nu o să apuc niciodată să dar mai durează mult. Niște întrebări la care n-am avut răspuns de multe ori și am încercat prin empatie așa să ne asociem stării lui și să-i spunem că îl înțelegem și că noi trecem prin aceleași stări ca și el. Nu știu, nu ne-am întâlnit niciodată cu așa ceva. Am încercat să ne ducem în alte direcții cu discuțiile. Cu toate astea lucrurile au rămas cumva neclarificate pentru el. Iar acum, pentru că de astăzi s-a întors prima zi la școală, au apărut alte sentimente. Ce vor spune profesorii? Unde trebuie să mă duc? Cum va fi? Ce vor face? Sunt foarte multe frământări pe care le trăiesc, le resimt, probabil că le preiau și de la noi grijile noastre. Oricât de mult am încercat să-i protejăm, cu siguranță emanăm starea noastră de grijă și de nervozitate uneori și probabil că ei... O simt foarte tare. Îți mulțumesc tare mult. Uite, îți dau eu o întrebare. Cum o să stăm 30 în clasă? Unii lângă alții, vreme de 6 ore. Eu n-aș sta aici cu domnul Sorin Niculescu 2 ore, braț în braț, braț în braț. Nu? Cred că asta e foarte complicat. Și ei se întreabă aceleași lucruri. Ramona, salutare, bine ai venit. V-am spus că e o emisiune cu mămici. Mamele au pus la suflet multe în perioada asta. Ramona? Bună, Cătălin. Mă bucur tare mult că sunt în direct și bună telespectatorilor și cei care ne ascultă.
Da, sunt mămica unei pitici de aproximativ 5 ani. Ne-a prins pandemia într-o perioadă de vârstă extrem de sensibilă, în care pitici de genul acesta, aflați la grădiniță, au o nevoie și au avut o nevoie teribilă de relații, de contacte sociale, de stimulare. Am preluat acest rol activ de educator, pentru că știm foarte bine că una dintre măsuri a fost transferarea chiar acestui învățământ preșcolar în sistemul online. Am încercat să suplinim această nevoie de stimulare, am încercat să suplinim această nevoie de dezvoltare a copilului în această perioadă, dar unde simt că lucrurile au stagnat și simt că am pierdut, se referă la partea de stimulare emoțională, care vine din contactele sociale la care ea trebuia să aibă acces. Ca și... Ce ai simțit? Adică... Cum... Un copil mult mai sensibil, acum revenind la grădiniță, care are nevoie de conectare și de reconectare pe o perioadă mai lungă de timp, care nu mai înțelege ce se întâmplă cu el și care sunt cerințele formale ale grădiniței, care are nevoie să se adune și să înțeleagă din partea educatoarei ce așteptări ale de la el, de ce nu se înțelege faptul că acest an jumătate petrecut în online a implicat deconectare cu educatoarea și cu ceilalți colegi, că activitățile, chiar dacă au fost parcurse într-un ritm al lui personal. Ei, aceste lucruri le resimte din plin. Noi suntem niște părinți care punem accent pe dezvoltarea copilului nostru, ne implicăm activ, dar aș vrea să trag un semnal de alarmă legat de rolul pe care îl au formatorii de educație ai copiilor noștri după această perioadă de pandemie. Adică, în sensul că referi la profesori, educatori? La profesori, educatori, învățători, în sensul că acești copii și mai ales segmentul acesta foarte mic, cum sunt copiii preșcolari, au trecut printr-o bulversare a stilului lor de viață, a rutinei lor întregi. Această bulversare are niște consecințe emoționale. Nu se mai simt încrezători în ei, încearcă să-și regăsească niște repere, au pus o serie de întrebări legate de ce unii se întâlnesc, alții nu se întâlnesc. În momentul în care ei au revenit la clasă, e foarte important educatorii să facă această readaptare la clasă într-un mod lin, într-un mod care să le permită lor să se reconecteze cu performanța, cu competitivitatea într-un mod lin. Ești doar pasionată de chestiunea asta sau ești un om care lucrează? Că mi se pare că vorbești ca o persoană care... își câștigă existența din genul ăsta de muncă. Ca și profesie sunt psiholog, dar în acest moment am intervenit ca și mamă, pentru că este nevoia unei mame în acest moment, înțeles. Este nevoia profesionistului. Nu, stai așa, că aici trebuie să ne explici că dacă e profesionista, vorbește acum cu 500 de mii de oameni și trebuie să ne mai dai un sfat, două, pentru că înțeleg că întâi de toate ești mamă și știi ce să faci cu copilul tău în momentul ăsta și vezi lucruri pe care noi nu le-am văzut. Deci, uite, hai, dă-le un sfat profesorilor, că aici rămăsesei, care astăzi au primit majoritatea copiilor la școală după un an de absență. Ce îi spui unui profesor că trebuie să facă de azi, începând cu atenție? Nu e un sfat. Ar trebui să ne concentrăm pe niște soluții de a recupera sincopele în dezvoltarea acestor copii. Sincope pe toate palierele. Asta însemnând că soluția ar trebui să se reflecte în informațiile care sunt livrate și care vin din presiunea aceasta, programe care trebuie parcurse. Dar la fel de important ar trebui să reechilibrăm aceste dificultăți care ei le au în zona de reconectare pe zona de socializare, de calibrare emoțională, de stimularea lor emoțională. Profesorii, educatorii, învățătorii să vină mai aproape de copii și să încerce să le transmită un mesaj emoțional că fac parte din această dezvoltare a lor, că ei nu vor continua să fie doar evaluatori formali care să pună note și care să evalueze în termen de bine sau greșit. Asta e foarte greu. Mulțumesc tare mult pentru mesajul tău, Ramona.
Diseară, v-am spus, la 6:15, Alicia Cobescu vorbește cu specialiști. Vă recomand tuturor această emisiune. Raluca, salutare, ai venit la România în direct. Salut. Mulțumesc pentru răbdare. Ce ți-a fost greu? Da, nu a fost chiar așa de greu. Și eu, mama unei adolescente de 13 ani și ascultându-le pe mămicile dinainte, m-am regăsit mult în foarte multe din poveștile lor. Ne crește și noi copilul cu un spirit de independență, dar acum, pandemia asta, pe lângă că noi am crescut să fie independență, să-și ia deciziile și rămânând singur acasă să-și facă temele și să se ocupe de școală, noi muncind, a dezvoltat și o creativitate extraordinară vis-a-vis de ce se întâmplă în online. Am primit o felul de feedback-uri de la profesor că performanța școlară a scăzut, ea fiind un copil bun până în clasa 5-a, până înainte de pandemie. Mă rog, bun, așa, 8-9, 10, dar acum notele ei au scăzut undeva la 6-7. Profesor, evident, au tras semnale de alarmă. Și asta din când întrebat ce e negativ. S-a întâmplat negativ. A învățat să fenteze sistemul, să zicem. Evident că nu i-a ieșit tocmai bine fentatul ăsta și performanța s-a dus foarte, foarte rău în jos. E, acum, cu întoarcerea la școală, de marți au întors la școală, normal că lucrurile se schimbă, iar pentru copii, cred că aici va fi, de fapt, șocul după un an și de școală online. Când ei revin de fapt în bănci și profesorii sunt cu ochii pe ei, performanțele este evaluată în acel moment. Și revin la seriozitatea clasică. Ramona, din păcate nu mai am foarte mult timp astăzi, adică chiar deloc, dar mulțumesc pentru mesaj și crede-mă că te înțeleg și sunt alături de tine și de voi toți. Vă mulțumesc tare mult că v-ați deschis sufletul și că l-ați pus pe masă în văzul și auzul unei țări. Astea sunt probleme foarte importante pentru noi. Gândiți-vă cu atenție la ele, le trăim cu toții. Putem să ne facem din când în când curaj și să le spunem oamenilor că există și altceva decât critica acerbă adusă statului. Sunt probleme și chestiuni pe care trebuie să le rezolvăm noi, între noi, cu un pic de ajutor și fără nicio rușine în a vorbi despre ele. Vă mulțumesc pentru această oră. România în direct se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea și vă spun spor la treabă. Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.